Județul Mehedinți este un șantier în lucru. De-a lungul timpului au fost modernizate și reabilitate drumurile ce străbat Mehedințiul, iar de această dată președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat contractul de proiectare, execuție, reabilitare și modernizare DJ606A pe tronsonul Dumbrava-Plopi. Mehedințiul a devenit în ultimii ani o carte de vizită a Olteniei prin nenumărate proiecte ce au vizat reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere. Vorbim despre sate în care condițiile de trafic nu erau unele favorabile, iar reabilitarea drumurilor era primordială. Astfel se continuă investițiile în infrastructura rutieră din județul nostru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea și modernizarea drumului județean 606A pe tronsonul Dumbrava-Plopi. Am luat decizia în cursul anului 2021 să depunem cerere de finanțare pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny și iată că am obținut finanțare pentru 5 drumuri județene, unul dintre acestea fiind drumul de care vorbim astăzi, practic drumul care traversează comuna Dumbrava, acesta fiind de altfel și motivul pentru care astăzi l-am invitat să asiste la semnarea contractului pe domnul primar Cătălin Enache, primarul comunei Dumbrava. Este o promisiune pe care am făcut-o cu mai mulți ani în urmă locuitorilor comunei Dumbrava și anume de a le asigura o infrastructură rutieră în ceea ce privește drumul județean de cea mai bună calitate. Am reușit în prima parte să asfaltăm din bugetul nostru drumul care traversează satul Albulești în lungime de 4 km. La fel, un drum care nu fusese asfaltat niciodată și noi l-am asfaltat în urmă cu câțiva ani de zile. De asemenea, am terminat și chiar am recepționat pe fonduri europene DJ561A, drumul de care vă vorbeam mai devreme, Gvardănița, Bâcleș, Plopi, Boceni, Târna. Iată că a venit momentul să începem efectiv să lucrăm și pe acest drum în lungime de 13 km. S-a terminat licitația, s-a adjudecat investiția de proiectare și execuție. Sperăm că în perioada următoare, cel mai probabil în primăvara acestui an, ca lucrurile să înceapă efectiv pe acest drum județean. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din județul Mehedinți. Reprezentanții firmei și-au luat angajamentul că proiectul să fie gata la timp. Atâta să vă spun că vor fi lucrări de calitate, nu vor fi probleme, vor fi terminate în termenul stabilit prin contract, dacă nu mai repede. Cred că asta e doleanța cea mai mare. Primarul comunei Dumbrava, Cătălin Enache, este extrem de încântat de această investiție, beneficiarii direcți fiind cetățenii. Acest obiectiv de investiții vine în completare și ne face accesul către localitatea Plopi și către celelalte două drumuri județene asfaltate, inclusiv cel din Balota, care ne ajută foarte mult să scurtăm drumul către Drobeta Turnul Severin. Este un obiectiv de investiții foarte important. Cred că este cel mai mare și cel mai important obiectiv de investiții din istoria comunei Dumbrava și pentru acest lucru vă mulțumesc încă o dată, atât în numele meu și al locuitorilor comunei Dumbrava. Pe lângă platforma de rulare se vor realiza podețe transversale, legături cu drumurile laterale, se vor face canale de scurgere a apelor, se vor monta parapet metalic acolo unde este nevoie și se vor face lucrări privind siguranța circulației, ce consta un marcaj transversal și indicatoare rutiere. Investițiile continuă în județul Mehedinți. De-a lungul anilor au fost realizate multiple proiecte menite să ducă la dezvoltarea județului nostru.